În Psalmul 33, unde am citit primul verset, spune că bine și-a de cântarea de laude pe buzele celui neprihănit. Iar în cartea lui Iacov spune, cel cu inima bună să cânte. Deci cele două condiții pe care Biblia le consemnează, inimă bună și viață de neprihănire. Și apoi lauda ajunge înaintea celui preanalt. Domnul să ne binecuvinteze! Aici, în cartea lui Timotei, foarte frumos, Pavel îi spune lui Timotei, îl sfătuiește, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Noi nici nu ne imaginăm, de aia spune Biblia, că ce este în voi este mai mare decât ce este în lume. În noi este Duhul lui Dumnezeu. Lucrul acela bun care ți-a fost încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt, care locuiește în noi. Iacov consemnează acest adevăr foarte frumos și spune aici, vis-a-vis de acest aspect, spune aici în versetul 5, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască nevrea cu gelozie pentru sine, să locuiască în noi, nevrea cu gelozie pentru sine, ne dorește să fim plini de râvnă pentru El. E adevărat, este o vreme în care să știți că foarte ușor poți să, nu numai acum în vremea aceasta, întotdeauna a fost așa, dar mai ales vremurile acestea, de aia spune omului Dumnezeu, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. În zilele din urmă vor fi vremuri grele, din punct de vedere spiritual, în mod deosebit. Nu neapărat, că material, parcă sunt cele mai bune vremuri pe care le-am avut, cel puțin la nivelul țării noastre. În general, o ducem bine, tehnica avansează și condițiile sunt nemaipomenite. Dar nu la asta se referă cuvântul, se referă la cele spirituale. Spune aici în Cartea Proverbelor, capitolul 16, versetul 2, toate căile omului sunt curate în ochii lui, în ochii lui. Deci în ochii mei s-ar putea să am impresia că totul este curat, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. În capitolul 14, versetul 12 spune, multe căi par omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte și la urmă când nu mai poți să faci nimic, când este prea târziu. În capitolul 16 din Proverbe, versetul 25 spune, multe căi îi se par omului bune, îi se par omului bune, dar la urmă duc la moarte. În capitolul 19, versetul 3 spune, nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. În capitolul 21, versetul 2 spune, omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. În capitolul 21, versetul 16 spune aici, omul care se abate de la calea înțelepciunii, te poți abate la un moment dat, să fii pe o cale bună și la un moment dat să nu rămâi până la capăt. De-aia Biblia spune, cine va răbda până la sfârșit, până la capăt, va fi mântuit. Noi trebuie să rămânem până la capăt, credincioși. Biblia spune că mulți au început în Duhul, dar au sfârșit-o în firea pământească. Și Domnul dorește să rămânem oameni ai Duhului, oameni călăuziți de Duhul. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți, spune Biblia. De aceea, în această seară, Domnul dorește să ținem cont de sfatul pe care Pavel îl dă lui Timotei. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Noi avem un dreptar, frați și surori, tot timpul trebuie să fim cu privire la acest dreptar. Dreptarul nu e fratele din dreapta sau din stânga, nici măcar o biserică locală. Biblia nicăieri nu spune și nimeni în ziua aceea nu se va putea dezvinovăți să spună eu m-am luat după cutare sau cutare. Biblia spune așa, în Evrei, capitolul 3, versetul 1, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit și l-a trimis. El a fost desăvârșit.
El este modelul ideal la care noi trebuie să privim. De aceea spune Biblia, El este calea, adevărul și viața. Calea, adevărul și viața, calea adevărată, dreptarul adevărat. Dar unde îl găsim acest dreptar? Aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Aici noi trebuie să ne concentrăm, dreptarul învățăturilor sănătoase. Pentru că Apostolul Pavel mai spune ceva, după Evanghelia mea, în ziua aceea, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Noi vom fi cântăriți, apreciați după această Evanghelie, după acest dreptar. Și de aceea e foarte important tot timpul să fim concentrați, tot timpul să citim cuvântul Domnului. Foarte ușor putem, să știți, să fim furați într-o direcție sau alta, dar atunci când ne concentrăm putem să înaintăm. Și după ani de zile te uiți în urmă și nu regreți că ai trăit, te bucuri. Spune aici a 2 Timotei, capitolul 3, versetul 14, tot lui Timotei spune Pavel, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința Hristos Iisus. Toată Scriptura este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, dreptarul să îndrepte. În construcție se folosește dreptarul. Chiar acum la noi acolo este o remodelare generală a bisericii, pentru că ne cer autorizație de la pompieri. Și vis-a-vis de această autorizație au fost multe schimbări care au trebuit făcute. Iar vreau să zic, frate Eugen, cu această ocazie să facem și o remodelare, pentru că de când am făcut-o rămas așa, au fost lucruri atunci și în grabă pe care le-am făcut și am văzut acolo și la băile care se fac, băi noi acolo la noi, dreptarul, modul în care ce performante există, performanță în toate domeniile, în toate compartimentele, după dreptar. De altfel, când este vorba de inspecția în construcții, nu poți să treci de la o fază la alta dacă mai întâi nu vine și verifică ceea ce ai făcut și apoi poți să continui, să mergi înainte cu construcția. Din punct de vedere spiritual, există un dreptar, dragii mei. Dreptarul e aici în cuvânt, aici mă pot îndrepta. Aici am pot să-mi corijez vorbirea, gândirea, atitudinea, sentimentele. Relația pe verticală și relația pe orizontală. Dar uitându-mă aici, când mă uit aici, nu pot să nu descoper voia și planul celui preanalt. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ca să învețe, întâi să mă învețe, apoi să mă mustre. Mustrarea are un sens de îndreptare, de corijare. Să îndrepte. Și apoi, în final, să-mi dea înțelepciune, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dreptarul acesta, Pavel, îl are aici pentru noi. Domnul îl are prin Pavel, după Evanghelia mea. Uitați ce spune în Cartea Galatenilor, tot vis-a-vis de acest dreptar, care e foarte important. Capitolul 6, versetul 16. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta, când altcineva, alții vor umbla după un alt dreptar, vreau să nu uităm încă o dată, multe căi par omului bune. Dar la urmă, aici ne lasă Domnul împreună, nu ne dăm seama. Că aici e secretul și taina, Dumnezeu nu vine să ne oprească, ne lasă. Îți este pus înainte acest dreptar, cuvântul lui și eu sunt cel ce decid. Domnul lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. El ne lasă să acționăm noi, ne-a dat înțelepciune, ne-a dat cuvântul. De aia trebuie să iubim cuvântul. De aia trebuie să iubim Biblia, Cartea Sfântă, tot timpul să o avem, scrisoarea lui Dumnezeu pe care o are pentru noi. Tot timpul să o citim, în ea descoperim voia și planul celui preanalt. În Galateni, în capitolul 5 aici, vis-a-vis de această idee, capitolul, versetul 4, zice aici, voi care voiți să fiți socotiți neprieniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați scăzut din har. În momentul în care cineva încearcă un alt dreptar, după un alt standard, nu face altceva decât să naufragieze. Tot timpul în acest dreptar minunat și binecuvântat. Spune aici în Cartea Romanilor, ne spune în capitolul 6, Apostolul Pavel, spune aici în capitolul 6,
printre altele în versetul 17, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Ați ascultat din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Iar în capitolul 2 este reluată ideea tot de Pavel aici și spune în versetul 20, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței depline și al adevărului. În cuvânt, ai dreptarul cunoștinței depline al adevărului în acest cuvânt. Și el, sigur, îți arată, el îți vorbește. El te conștientizează, el te sensibilizează. Noi venim aici ca să ascultăm cuvântul. Și nu se poate, dacă am inima curată, Dumnezeu să nu vorbească aici. Dumnezeu să nu mă trezească într-un domeniu, dacă am vreo carență, Dumnezeu vrea să mă corijez, să mă îndrept. Vrea să mă îndrepte pe calea Lui. Versetul 16, Romani capitolul 2. Și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea, zice, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Multe lucruri ascunse sunt, să știți. La toate vor fi date la iveală în ziua aceea. Biblia ne spune în capitolul 66 din cartea lui Isaia și în capitolul 62 că el în ziua aceea când va veni va spune omului până și gândurile lui. Și gândurile omului vor fi desconspirate și cântărite în ziua aceea înaintea celui preanalt. Biblia mereu scoate în evidență această cerință înaltă pe care Domnul o are pentru noi. Domnul mereu ne vorbește și ne conștientizează de acest lucru, de aceea dorim Dumnezeu să ne dea o sensibilitate spirituală. Ajută-ne, Doamne, să ne uităm la acest dreptar. Uitați ce mai spune Biblia, tot vis-a-vis de dreptar, în Psalmul 119. Ne spune aici, în versetul 1, ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului, adică ghidându-se după legea Lui. Versetul 9, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dacă nu îl strângem, păcătuim. E o luptă foarte mare în fiecare zi. În fiecare zi suntem bulversați de tot felul de stări, de probleme trecătoare. Dacă nu luăm tot timpul cuvântul în inima noastră, să ne concentrăm asupra Lui, să știți că foarte ușor putem să o luăm într-o direcție greșită, într-o parte sau în alta. Tot timpul trebuie să ne concentrăm și apoi, sigur, să cerem putere să împlinim acest cuvânt pe care Domnul îl are pentru noi. Îmi place și amintesc din nou aici la dumneavoastră, din cartea lui Neemia. Uitați ce spune omului Dumnezeu Neemia în capitolul 13. Tot vis-a-vis de această lucrare înaltă. Capitolul 13, versetul 3. Când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Multe lucruri străine pot să fie în viața noastră, dar dacă nu ne concentrăm asupra legii, asupra cuvântului, să-l citim, dreptarul, nu descoperim aceste lucruri, le lăsăm, le tolerăm. Și toleranța este un mare păcat. Știți că izraeliții ori tolerat ceea ce Domnul a spus, o dat spre nimicire. Domnul a vorbit să fie date lucruri spre nimicire și popoare și ei le-au tolerat. Și ce-a adus această toleranță pe care ei au avut-o, îngăduință față de acele popoare? Domnul spunea, zice, ascultarea face mai mult decât jertfele și împlinirea cuvântului mai mult decât arderile de tot. Ascultarea de Dumnezeu, de aia spune în Ioan capitolul 5, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică. Ascultarea trage în balanță extraordinară înaintea celui preanalt. De aceea e foarte important, când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Numai atunci putem deosebi lucrurile străine din viața noastră. De aceea dorim din toată inima, Doamne, ajută-ne să iubim acest dreptar. Ajută-ne, o Doamne, tot timpul să fim concentrați asupra Lui, asupra acestui cuvânt. Ce frumos spune aici Pavel, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat,
Păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Sunt valori pe care Dumnezeu le-a încredințat de bunoară lui Timotei, dar sunt valori pe care ni le-a încredințat și nouă și trebuie să le păstrăm până la capăt. Până la capăt noi trebuie să rămânem aceiași, constanți. Nu uitați, Biblia spune, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Foarte mulți vor spune, Doamne, adu-ți aminte, așa spune în Matei, capitolul 24, capitolul 25. Vor zice în ziua aceea, Doamne, ce-am făcut noi? Mergeți de la mine că nu vă cunosc. Mergeți de la mine și zice blestemaților în altă parte. Deci multe lucruri noi putem face, dar dacă nu rămânem credincioși și constanți, iar alții din start nu le-au făcut bine, pentru că viața lor nu a fost curată și jertfa lor nu a fost primită înaintea celui preanalt. De aceea, ca să fim plăcuți, tot timpul trebuie să avem acest dreptar binecuvântat. Ce ne cere acest dreptar? Ce trebuie să păzim în viața noastră? Câteva lucruri pe care vrem în continuare să le urmărim, dragii mei. Ce dorește? Primul lucru, neprihănirea, starea de neprihănire. Biblia spune, Matei, capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei, capitolul 5, versetul 20, spune acolo, adevărat vă spun că dacă neprienirea voastră nu va întrece neprienirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Mi-e pare rău, există de multe ori poate o promisiune ieftină, ușoară din partea multora. Totul este numai să crezi, da, mântuirea o primesc prin credință. Dar în continuare, după ce am crezut și am devenit copil al lui Dumnezeu, eu trebuie să împlinesc tot ceea ce trebuie să împlinesc. Pentru că sunt copil al lui Dumnezeu, de aceea statutul meu este altul față de cel din afară. Până n-am fost copil al lui Dumnezeu, aveam un alt statut. În momentul în care m-a primit și m-a acceptat ca și copil al lui, am încheiat un legământ, eu trebuie să împlinesc, trebuie să vin pe urma pașilor lui. Și atunci trebuie să trăiesc ca atare, îmi pretinde Dumnezeu un standard, dragii mei. Când e vorba de neprienire, îmi pretinde un standard de neprienire. Îmi place mult ce spune de bunoară în Luca, aici arată o familie care a trăit această stare înaltă de neprienire. Și spune aici Luca 1, versetul 6 din capitolul 1 din Luca. Amândoi, zice, erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Acum eu nu știu, noi, înaintea cui suntem neprihăniți? Noi uneori încercăm înaintea oamenilor să fim neprihăniți, dar înaintea acestui dreptarul, cuvântul. Aici avem acest standard de neprienire pe care Domnul îl are. Îl are pentru noi. Și spunea lui Timotei, păzește-l prin Duhul Sfânt, adică trebuie să rămâi până la sfârșit, Timotei. Dumneavoastră știți că Pavel spunea la un moment dat, n-am pe nimeni să împărtășească simțirile ca el vis-a-vis de Timotei. Toți umblă după foloasele lor. Dar el, ca un copil încercat cu tatălui, a lucrat împreună la propovăduirea Evangheliei și la biruința pe care Pavel a avut-o în lucrare. El a fost unul din colaboratorii cei mai apropiați a lui Pavel. De altfel, Pavel, știți ce spune? Zice că cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu. Foarte interesant. Cei mai mulți în vremea aceea, dar în vremea noastră. Oare cum este? Cei mai mulți strică cuvântul. Oare nu strici cuvântul atunci când nu-l trăiești? Spui la împlinește și tu nu-l trăiești, nu-l pui în practică. Atunci îl strici. Îl mai strici și îl distorsionezi. Atunci când spui, oricum se poate, Domnul iartă, da, iartă, m-a iertat, m-a primit, tot trecutul el l-a aruncat în marea uitării. Cum spune în Psalmul 40, Domnul mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei și mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Ei, acum eu trebuie să trăiesc ca tare, trăiesc nu ca să fiu mântuit, pentru că sunt mântuit. Pentru că El m-a mântuit, eu trebuie să am acest standard înalt de neprienire pe care îl dorește El. Așa îi spune lui Timotei aici, lucrul acela bun, păzește-l, rămâi până la capăt. Că numai cine va rămâne până la capăt va fi mântuit. Știți că Pavel a ajuns și în al treilea cer, a avut viziuni deosebite. El vorbește nemaipomenit cu privire la multe evenimente din viitor.
Și totuși Pavel spunea, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Ui ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte. Caut să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de el. Pavel a fost conștient că trebuie să lupte până în ultimă clipă. Bătălia este foarte mare. Până la capăt trebuie să rămâi credincios, trebuie să rămâi fidel. Acum, vis-a-vis de acest standard, zice, amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. La ce frumos se consemnează aici. Păzeau fără pată toate rânduiele și poruncile Domnului. În cartea, în Psalmul 119, și aici e un cuvânt foarte frumos în această direcție. Și uitați ce spune aici omului Dumnezeu, versetul 40. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc, zice, în neprihănirea cerută de tine, cerută de tine. Amândoi erau neprieniți înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni care au impresia că ei sunt neprieniți când se compară cu cei din dreapta și din stânga. Dar nu spune să ne comparăm cu cei din jur. Că pot rămâne jos împreună cu ei. Eu trebuie întotdeauna să mă concentrez asupra dreptarului și cel ce stă în fruntea piramidei este Domnul Iisus Hristos. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Neprihănirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. La El tot timpul trebuie să mă uit, de aia spune și în cartea evreilor. În cartea evreilor spune aici foarte frumos omului, autorul epistolei către evrei, în capitolul 12. Spune aici, printre altele, în felul următor, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Nu cumva! Să fie la un moment dat o piedică, să dăm la o parte orice piedică, dar și păcatul. Dar dacă nu-i vorba de păcat, și piedici care ne pot să ne oprească în înaintare de a veni la biserică la timp de bună oară, de a lipsi joia sau când avem în timpul săptămânii rugăciune. Piedică de a mă ruga acasă, de a aduna familia, uite astăzi, trebuie să ne rugăm, adun familia, ne rugăm. Piedica de a începe ziua cu Dumnezeu, zice, să ne înălțăm glasurile. Dimineața eu îmi drept glasul către tine și aștept. El este Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Ce frumos când în fiecare zi cuvântul lui este la rang de cinste, este înălțat în cortul meu, în viața mea, în corturile noastre. Ei, dar sunt piedici care ne opresc problemele. Sunt multe, azi nu pot, mâine nu pot. La un moment dat să știți că mă obișnuiesc așa. În ideea că și alții sunt ca mine. Alții vom vedea că încă n-am ajuns în cer. Deocamdată suntem aici, vom vedea cine ajunge acolo. Că bătălia este foarte mare. Numai cel care se racordează la cuvânt. Deci încă o dată să nu uităm. Ce spune aici? Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprienirea cerută de tine. Uitați ce spune în cartea lui Isaia, în capitolul 33, versetul 14. Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Versetul 15. Cel ce umblă în neprihănire. Primul lucru, cel ce umblă în neprihănire. Cel ce are acest standard de neprienire cerut de Dumnezeu. Apoi zice, ce înseamnă neprienire? Vorbește fără vicleșug. Cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere. Cel ce își trage mâinile înapoi să nu primească mită. Cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge. Și cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul. Cât rău, și nu mai vorbim la ora actuală. Ne încărcăm de multe ori o încărcătură în sufletele noastre, mai ales tinerii pe internet. Internetul face ravage, mai ales în timpul din față. Un pericol real. Un pericol real. Inima noastră trebuie să fie îmbibată cu prezența Domnului, cu cuvântul Lui.
Dar dacă va fi inima îmbibată cu alte lucruri, sigur noi scoatem din inimă ceea ce avem. De aceea e foarte important cine din noi va putea, cel ce, încă o dată, cel ce umblă în neprienire. Neprienirea aceasta cerută de Domnul. Și îi spune lui Timotei, dreptarul acesta păzește-l, ai grijă, Timotee, starea aceasta de neprienire să nu o pierzi, că ai pierdut, ai pierdut totul, ai pierdut bătălia. Aici se dă bătălia. Și diavolul încearcă într-un fel, dragii mei, să amăgească, o amăgire ca acum nu-i niciodată. Ereziile nimicitoare, că de altfel ereziile, uitați ce spune aici în Ioan, în epistola lui Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 2, spune aici omului Dumnezeu, printre altele, în felul următor. Zice așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei, lumea și sistemul lumesc, zice, vor trece. Dar, zice, cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Și acum, versetul 18. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, multe erezii, o să vină multe erezii, s-au ridicat multe, dar dacă atunci, în vremea lui Pavel, acum la vremea sfârșitului, fac ravage. Și Biblia mai spune că dintre voi se vor strecura unii, se vor ridica unii. Eu mă bucur că la Nădlac nu-i așa, Domnul să vă binecuvinteze. Dar Doamne, ajută-ne să rămânem până la capăt, până la sfârșit să păstrăm, că numai la urmă se trage linia, ci ne rămâne până la sfârșit credincioși și fidel lui Dumnezeu. Auziți numai ce ne spune Biblia vis-a-vis de acest standard înalt, cerința aceasta lui Dumnezeu pe care o are pentru noi, vis-a-vis de această neprienire, în Efesenii, capitolul 5. Ne spune aici, în capitolul 4, ne spune aici, printre altele, începând cu versetul 22, și 21. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Și acum atenție, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Dreptarul, o dă dreptarul. Nu mi-o dă unul sau altul. Nu unul sau altul, că eu pot și să întreb pe cineva și să mă dirigueze greșit, să-mi dea o altă turnură. Aici când mă uit, aici e dreptarul. De o neprienire și sfințenie pe care o dă adevărul. În cartea Filipenilor, pentru că suntem aici la epistolele lui Pavel, uitați ce spune Pavel în Filipenilor, în capitolul 2, de la versetul 13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană, fără prihană. Și curați copiii lui Dumnezeu, nu oricum, curați copiii lui Dumnezeu, fără vină. În mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, fără vină. Dacă ne cercetăm, ce spuneți? Ne găsim? Nu se poate dacă am călăuzirea Duhului să nu descoper. Ne iartă Domnul, sigur, noi ne rugăm. Nu se poate să nu greșim, nimeni nu-i desăvârșit. Dar în final el vrea să prezinte biserica fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără priană. Ei, dar Domnul vede că eu mă lupt și sunt nemulțumit cu starea mea și doresc mai mult. Eu nu las să se adune lucrurile, să se cicatrizeze rana. Și atunci, pe proaspăt, la finele zilei, vin înaintea Domnului și rezolv problema. Doamne, iartă-mă pentru această zi, am greșit atunci în vorbire, în privire, în lucruri, sigur. Nu în păcate mari cu voia. Zice adulterul sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Și acolo arată stările sensibile în cartea Efesenilor care pot să apară. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate
să piară din mijlocul vostru. Căci prin acestea, zice, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și eu mi-aduc aminte, am fost botezat cu Duhul Sfânt, dar nu e mai nicio putere, nu mă pot ruga. Nu concep să nu ai zilnic părtășia aceea cu Domnul, în intimitate, pe lângă cea care o ai la altarul familial, al familiei. Să ai timpul tău în cămăruță, așa ne spune, încuie-te în cămăruța ta, spune Domnului în ascuns. Și Dumnezeul tău care vede în ascuns îți va răsplăti, îți ascultă rugăciunile, te ajută. Aia nu înseamnă că sunt absolvit și de încercări și de probleme, ele vin, dar în încercare vezi mâna și prezența lui Dumnezeu. Amin? Eu doresc Domnul să ne umple de puterea Lui. Doamne, ajută-ne să trăim acest standard înalt. Auziți numai ce spune și în Coloseni. Spune așa, zice versetul 21 din capitolul 1, pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte. Și acum zice, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți, fără prihană și fără vină. Fără prihană și fără vină. El m-a iertat. Dar acum, după ce m-a iertat, El are cerința Lui pentru mine. Nu mă lasă oricum. Nici pe departe, nu face excepție nimeni. Înaintea lui Dumnezeu nu există excepții. Cât timp rămân credincios, rămâne și El fidel și credincios. El îmi spune ce trebuie să fac. De aceea aș vrea să nu uităm, dragii mei, uitați ce spune în Petru, omul lui Dumnezeu Petru și el, sigur, și în multe locuri, dar mai citim și din Petru, 2 Petru, capitolul 3. Spune aici, printre altele, versetul 13, zice așa, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Auziți ce va locui? Neprihănirea. Aia trebuie să o avem de aici. De aici trăim cu El o viață de neprihănire și o continuăm dincolo, o veșnicie. Zice aici versetul 11, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri, trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, zice aici, în continuare, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și acum versetul 14, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, și noi le așteptăm, le dorim, le credem, nu le punem la îndoială. Tot ce spune Dumnezeu este adevărat. Zice, pentru că așteptați aceste lucruri, siliți-vă, asta e partea noastră. Tot Petru spune în a doua epistolă, în capitolul 1, zice, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Și aici zice, siliți-vă, să fiți găsiți înaintea Lui. Auziți cum? Fără prihană, fără vină și în pace. Fără prihană, fără vină și în pace. Doresc Domnul să întărească biserica din Ădlag. Doamne, ajută-ne! Pavel a trăit acest standard înalt, s-a luptat. S-a luptat cu el, zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Oare cât să poartă aspru cu trupul lor? Uneori poate ne lăsăm trupul și acceptăm tot felul. Nu, nu-i Pavel, zice, mă port aspru. După ani de zile, omul prin care făcea Dumnezeu semne și minuni, omul care a avut revelații deosebite, mă port astfel cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am predicat altora, am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Eu doresc încă o dată, Domnul, să ne ajute să rămânem lângă El. Ajută-ne, Doamne, să ne concentrăm, că nu pot, dacă nu mă concentrez asupra cuvântului, a dreptarului, tot timpul. Și nu se poate să nu descoper de fiecare dată și Domnul vede și mă ajută. El ajută pe cel care se luptă. Vreau să vă spun că nimeni nu va ajunge mântuit accidental. Să spună în ziua aceea, Doamne, eu nici nu m-am gândit la mântuire. Am ajuns și uite că-s mântuit. Asta nu va fi niciodată. Ca să ajungi mântuit, trebuie să dorești mântuirea. Trebuie să o dorești, să o cauți. Trebuie să-ți dai toate silințele, să te silești. Trebuie să trăiești în fiecare zi într-o părtășie bună, o relație cu El și o relație cu cei din jurul tău. Să fie totul în ordine. Și atunci Domnul îmi garantează că vine în ajutorul meu și mă ajută.
Despre mântuirea aceasta, uitați ce spune Pavel în Filipeni, vis-a-vis de lupta aceasta, că e o luptă până la capăt. Filipeni, capitolul 2, versetul 12, astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, cu multă atenție, cu teamă, cu o teamă sfântă și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Un al doilea lucru pe care vreau să-l consemnăm legat de neprihănire este sfințirea, sfințenia. Lucrul acela bun, Domnul ne-a sfințit în momentul în care ne-a acceptat copiii ai Lui, dar sfințirea asta, aici e problema, trebuie să o duc până la sfârșit, până la capăt. Trupul, Duhul și sufletul să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Până atunci, trupul, Duhul și sufletul, ele sunt ale Lui Dumnezeu. Aici amintesc, știți că au venit farisei și au zis, Doamne, bine să plătim bir cezarului, sau nu-i bine? Arătați-mi un ban, chipul și slovele ale cui sunt? Ale cezarului. Dați dar cezarului ce este al cezarului. Dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Chipul și slovele noi, ale cui sunt? Păi dacă e chipul lumii mine, nu pot eu să dau lui Dumnezeu ce este al lumii, niciodată. În noi trebuie să fie conturat chipul Lui, chipul Lui Hristos. De aia Biblia spune în 1 Corinteni capitolul 3, versetul 16, trupul, Duhul și sufletul sunt ale Lui. El m-a curățit, El vrea să trăiesc pentru El, pentru slava Lui. Slovele, vorbele, ale cui sunt? Păi dacă eu în vocabularul meu mai am încă termeni și expresii lumești, trebuie să le scot. Trebuie să am cuvântul, vorbiți între voi, nu tăceți, comunicați, dar cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Din prisosul inimii vorbește gura, eu nu scot pe buze decât ceea ce am în inimă. Ei, dacă eu adun cuvânt în fiecare zi, zice, cei răi n-au pace, zice Domnul, ei sunt ca marea înfuriată care aruncă afară noroi și mâl. Dar dacă tot timpul adun în inimă cuvântul, sigur cuvânt voi dărui, voi fi plin de cuvânt. Domnul Iisus, știți că o zis în finalul vieții, El e modelul ideal, desăvârșit. El în Ioan 17 a spus printre altele, Tată, le-am dat cuvintele tale. Lucrările pe care le-am făcut, le fac, zice, nu sunt ale mele, sunt ale Tatălui. Cuvintele sunt ale Lui. Eu vorbesc, zice, după cum a învățat El. Noi cum vorbim? Vorbim după cum ne învață El. Unde ne învață El? Ne învață aici în Scripturi, în Cartea Sfântă. Ce frumos! Să duce viața și apoi nu regreți. Te bucuri de binecuvântările celui preanalt. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1 spune, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, ce promisiuni mari avem noi. Știți că Domnul s-a rugat și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit-o cu cale. Și mereu, mereu realizez câte personalități în lumea noastră, în ghilimele personalități, care nu cunosc. Le ascunzi de cei înțelepți și pricepuți. Le-ai descoperit pruncilor. Bucură-te, turmă mică. Zice, între voi nu sunt mulți de neam, de rang mare, de neam ales. Nici mulți înțelepți în felul viacului acestuia. Nici mulți puternici. Mai sunt câte unul. Dar în general, vorbim ca o notă generală. Dar Domnul a ales lucrurile slabe ca să facă de rușine pe cele tari. Cele modeste, care știu să se umilească, să se smerească, pentru că Domnul a venit, a coborât, ca să ne ridice la Tatăl, altfel nu puteam fi ridicați. Trebuia să fie un model cineva, un exemplu, trebuia să fie cel care să ne deschidă calea și drumul spre împărăție. Și Domnul Iisus este cel ce a venit pentru noi. Doamne, binecuvântăm numele Tău. Amin. Te binecuvântăm, ajută-ne să călcăm pe urma pașilor Tăi. Ce frumos spune aici, deci fiindcă avem astfel de făgăduință, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Sfințirea trebuie dusă până la capăt. Cu privire la sfințire, foarte important, trupul, Duhul și sufletul să fie curat, sfânt, înaintea celui preanalt. Spune Biblia în Psalmul 93, foarte frumos, citim aici, în Psalmul 93, vis-a-vis de această cerință a lui Dumnezeu, versetul 5.
Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale. Pentru tot timpul, cât vor ținea vremurile, cât vor ținea vremurile, sfințenia. Acum, nu pot eu să fiu, nu de-aia Dumnezeu mă mântuiește pentru sfințenia mea. El mă mântuiește prin jertfa Domnului, pentru că l-am acceptat pe Domnul. Dar acum, după ce l-am acceptat, eu trebuie să trăiesc acest standard de sfințenie. Standard de neprienire, standard de sfințenie. Eu trebuie să trăiesc ca un copil al lui Dumnezeu. A deveni copil al lui Dumnezeu nu devenim prin noi, prin puterea noastră, ci prin credința în El și în jertfa Lui. Dar apoi trebuie să trăiesc această stare de copil. Trebuie să dovedesc că sunt copilul Lui. Prin umblarea aceasta pe care Domnul ne-o deschide și o are trasată pentru noi. Un standard de sfințenie. Mă uit și la ceas că va trebui să facem și cealaltă lucrare. Și vreau să mă apropii de încheiere. Îmi place ce spune aici Pavel lui Timotei. Sigur, aici sunt multe lucruri, dar mai aș vrea să reamintez, zice, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-au auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acela bun pe care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Neprienirea trebuie să o păstrăm până la capăt, sfințenia. Apoi un al treilea lucru pe care mai vreau și cu care să închei, puțin să-l amintesc, este smerenia. Vreau să vă spun că suferim totuși de smerenie, de multe ori. Încă în cape, am mai spus aici și o spun și la noi o spun. Și mie mi-o spun mereu, încă în cape smerenie la oricare dintre noi. Poate uneori avem impresia că suntem suficient. Modelul nostru este Domnul Iisus. Eu rămân uimit, atâtea vorbe la ora actuală, nemulțumiri. Când se întâlnesc cu oamenii, mereu stări de nemulțumire, cu toate că le avem pe toate la îndemână. Nemulțumiți cu tot felul de lucruri. Domnul Iisus odată, niciodată măcar nu-L găsim, stăpânul Universului, Creatorul, să-și manifeste față de Tatăl nemulțumirea. Știți, și-o spun la un moment dat, să nu credeți, zice, că vă voi învinui înaintea Tatălui. Nu vă voi învinui eu. Cuvântul meu, Moise, în care v-a spus nădejdea. Dar mai există un pârâș în Apocalipsa. Părâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea celui preanal, diavolul. Dar Domnul nu a făcut așa ceva. Nici o stare de nemulțumire, numai de mulțumire. Revolta, o stare de smerenie pe care a avut-o Domnul uimitoare. El e modelul nostru. El a fost blând și smerit cu inima. Ce frumos îl descrie Biblia, că numai când te uiți aici nu poți în fiecare zi să nu tânjești la mai mult. Spune aici în cartea Filipenilor. Printre altele, să aveți în voi, versetul 5 din capitolul 2, gândul acesta care era și în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și acum spune aici ca o concluzie, de aceea, pentru că s-a smerit și a ascultat și a împlinit cuvântul celui preanalt întru totul, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. El l-a înălțat Dumnezeu, nu s-a înălțat Domnul. Dumnezeu ne va înălța și pe noi, dacă vom fi ca El. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din cerul de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Auziți ce spune vis-a-vis de această înălțare? Efeseni capitolul 1, versetul 19. Și care este față de noi credincioși și nemărginita mărimea puterii Lui. După lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți, Tatăl, și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, Tatăl L-a înălțat. L-a înviat, L-a înălțat și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume, care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. Iar noi, dacă vom fi ca și El și vom tânji după aceste cerințe înalte dumnezeiești, Domnul ne va ajuta. Și într-o zi, zice, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie.
După cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Doresc în final, Doamne, să ne dai biruință. Ajută-ne să ne luptăm, Tu vezi, El vede stările, El vede luptele care le avem, că suntem pe pământ. El vede dușmanul care e mare, dar El vine în ajutorul nostru, El o biruit. El o biruit. El este biruitor, dar este îngăduită lupta aceasta pentru binele nostru. Aici este încercarea noastră în viața aceasta. Proba. Aici e proba. Examenul. Mai multe examene cu unul final, în finalul vieții. Doresc, Doamne, ajută-ne să le trecem pe toate cu bine, cu ajutorul Tău, dacă Tu vei fi cu noi, iar noi vom rămâne smeriți la picioarele Tale, să rămânem aceiași constanți, cum spunea un mare gânditor al vremii. E un mare lucru ca un om să rămână mereu același, să nu oscileze, să se schimbe, azi sus, mâine jos, azi într-un fel, purtați orice vânt de învățătură, să rămânem constanți. Atunci vom putea înainta și vom putea fi fericiți. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.